cred că a fost o decizie echilibrată. A fost făcute multe presiuni și pro și contra. Curtea Constituțională a păstrat o logică constituțională, deși eu vreau să vă spun că eu n-aș fi vrut să comentez, pentru că sunt de prins să nu comentez deciziile Curții Constituționale și a orice curte. Deci, conform decizii Curții Constituționale, eu am tot dreptul și sunt continuu mandatul și deci pe data de 4 eu voi prezenta programul de guvernare și lista nominală a guvernului. Ce se va întâmpla după, deja rămâne de văzut. Vă mulțumesc! Mulțumim.